În urmă cu 2 luni de zile mergeam cu grupul la o evanghelizare și după Beclean am avut o pană. O trebuie să opresc într-o curbă și am blocat o ieșire. M-am dat jos, am deschis portbagajul și o familie s-a oprit cu mașina, am crezut că vine la mine să mă certe că i-am blocat ieșirea. Cu ce vă pot ajuta? Ce aveți? Am avut pană, n-am făcut nimic, s-a oferit de el, mi-a schimbat roata, în timp ce soția lui m-a întrebat dacă suntem pocăiți, da. Și ne-a rugat să ne rugăm și să amintim, avea un copil bolnav. M-am angajat că voi face lucrul acesta, l-am făcut, l-am amintit în multe biserici. După o lună zile mă duceam la o altă rugăciune, m-a chemat unii frați acolo în Luri. La urmă, ultimul îndemn la care m-a pus frații să dau acest îndemn, am oferit fraților să spună problemele, să aducă înaintea Domnului. La urmă, am adus și eu această lucrare înaintea Domnului. N-am început decât să spun și am văzut 3 mâini ridicate. Nu mi-am dat seama ce se întâmplă. Era acea familie. Tata zice, eu sunt, mama, eu sunt și copilul, eu sunt în casa Domnului. Mirarea era că ei nu erau pocăiți. Sigur că n-am apucat să mai vorbesc cu ei, dar sunt convins că au rămas în casa Domnului. Motiv pentru care, așa cum spunea mintea fratele, nu dispărăm niciodată. Dumnezeu ne poartă de greu. Niciodată nu vrea să ne spere prin încercare, vrea să ne prelucreze. Amin. Slavă Domnului! Mâna Domnului te-ncearcă și când te trece prin cuptor, nu dispera și nu te pierde, că-ți vine ajutor Hristos. Nu dispera și nu te pierde, credința eu vreau să-ți o încerc. Apoi crezut am că s-aproape să părăsesc acest pământ. M-ai prins de mână printre valuri și atunci te-am cunoscut întâi. M-ai prins de mână printre valuri și atunci te-am cunoscut întâi. Căci m-ai strigat atunci pe nume, o scumpul meu mântuitor. Nu-ți pierde nădejdea creștine, că-ți vine în ajutor Hristos. Amin.
fie Domnul. Amin. Mulțumim Domnului pentru cântările care le-ați cântat. Am încercat să le cântăm și noi. Mulțumim Domnului pentru îndemn.